Comunele din județul Mehedinți își continuă drumul către modernizare. De această dată este vorba despre tronsonul dintre Gemeni și Dărvari, iar președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, au fost prezenți în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Suntem în Uniunea Europeană, iar comunele din județul Mehedinți sunt cu siguranță la standarde europene. Datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acesta a realizat investiții în toate domeniile, menite să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor din zonă. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a efectuat o vizită pe șantierele din comuna Dărvari și comuna Obârșa de Câmp pentru a verifica stadiul lucrărilor de infrastructură în curs de desfășurare. Acesta a fost însoțit de o echipă de specialiști și de reprezentanți ai autorităților locale, dorind să se asigure că lucrările avansează conform graficului stabilit și respectă standardele de calitate impuse. Am venit astăzi într-o vizită de lucru pe șantierul cuprins între satul Gemeni din comuna Dărvari și comuna Obârșa de Câmp. Aici asfaltăm, lucrăm pe un proiect finanțat pe fonduri europene, se lucrează în mai multe locuri. Pe acest tronson cuprins între Gemeni și Dărvari a început de câteva zile să se pună primul strat de asfalt. Am venit să verific modul în care se lucrează, modul în care s-a mobilizat constructorul. Am constatat că se lucrează bine, se lucrează de calitate și într-un ritm destul de bun. E adevărat că nu mai avem caniculă și vremea permite acest ritm. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a menționat de asemenea importanța transparenței în utilizarea fondurilor publice și a colaborării cu comunitățile locale pentru identificarea celor mai strigente nevoi. Senatorul a asigurat cetățenii că va susține în continuare inițiativele care contribuie la creșterea calității vieții în județul Mehedinți, pledând pentru o dezvoltare sustenabilă și echitabilă. Mă bucur să constat că lucrurile sunt de o foarte bună calitate, se respectă toate etapele care trebuie respectate aici și va ieși o lucrare de foarte bună calitate, de care sigur că vor beneficia locuitorii din această zonă și pe o perioadă lungă de timp aici nu vor fi nevoie de intervenții. Îl felicit pe președintele Consiliului Județean, dar și pe constructor pentru ceea ce realizează pe acest tronson de drum. Sperăm ca legătura cu județul Dolj să fie realizată în cele mai bune condiții. Primarul comunei Dărvari, Ionuț Gârgă, a evidențiat că modernizarea drumurilor va reduce considerabil timpul de deplasare și va îmbunătăți siguranța rutieră, aspecte deosebit de importante pentru o comunitate în dezvoltare. Foarte importantă este această investiție pentru acest tronson de drum care face legătura între Izim și Obârșa de Câmp și Dolju. Îi mulțumim domnului președinte că ne-a dovedit încă o dată că tot ce s-a promis s-a și făcut. Constructorii lucrează foarte bine din punctul meu de vedere, am o colaborare foarte bună cu ei. Reprezentantul constructorului implicat în proiectul de modernizare a infrastructurii din comuna Dărvari a asigurat că lucrările se efectuează conform planului și în ritm susținut. Avem un drum cu o lungime efectivă de 12.700 de metri. În momentul de față lucrăm la așternerea stratului de asfalt, stratului de binder. Avem deja asfaltați 2.900 de metri liniar de binder. O să lucrăm în continuare și vom realiza până la sfârșitul săptămânii viitoare așternerea pe 6,5 km, până la ieșirea din localitatea Dărvari spre Obârșie. Prin aceste inițiative, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, își reafirmă angajamentul față de modernizarea și dezvoltarea durabilă, asigurându-se că locuitorii comunelor beneficiază de condiții de trai mai bune și de o infrastructură de calitate.